Povestea a fost destul de simplă. Ca să o iau cu începutul, am primit un telefon de la Cosmin, nu-l cunoșteam, mi-a zis: bună ziua, sunt Cosmin Pleșa, vă sunt din partea domnului Titieni, fac un proiect, Blaga, și aș fi interesat, dacă doriți, să jucați în spectacolul meu. Și am întrebat imediat: Blaga, dar cine joacă? Păi mi-a zis: domnul Titieni, Iulia Lumânare și Ioana Abur. Și am spus imediat da. Pentru că pentru mine domnul Titieni înseamnă un fel de părinte spiritual. El mi-a fost asistent când eram eu student. Am fost studentul domnului Cojar. Domnul Cojar mă cam certa pe atunci. Nu eram eu foarte în formă. Și domnul Titieni, ca un părinte bun, mă lua deoparte și făcea niște ore individuale cu mine și mă încuraja. Și de atunci am rămas într-o relație foarte apropiată. Și faptul că dumnealui joacă rolul principal, pentru mine este o garanție. Am spus da, după care Cosmin a mai vorbit vreo 20 de minute cu mine la telefon ca să mă convingă. Eu eram deja convins. Nu l-am întrebat ce joc. Mi-a spus piesa. La finalul conversației mi-a spus că voi juca Mahler. Nu aveam piesa în casă și am ascultat teatrul radiofonic. Un spectacol, dacă nu mă înșel, radiofonic, făcut în 1991, în care juca Traian Stănescu rolul principal. Am ascultat toată piesa până la capăt, m-am speriat de dificultatea zonei respective. Nu prea l-am auzit pe Mahler, pentru că avea vreo 2-3 replici în piesa radiofonică, și m-am întrebat: dacă ăsta e Mahler, de ce e nevoie de mine, de ce am fost recomandat și ce să joc? Că din 3 replici, vreo 2 erau colective. Toți spuneau replicile respective. După care m-am întâlnit cu Cosmin și mi-a explicat că e o scenă introdusă și că e un moment aparte. Dar dificultatea vine din faptul că atunci când spui Blaga, trebuie să înțelegi filozofia. Pentru un actor nu este simplu doar să interpreteze un rol. El trebuie să înțeleagă ce partitură susține. Dacă eu, ca actor, nu înțeleg filozofia lui Blaga, nu pot susține lucrul respectiv. Pentru că dacă eu nu înțeleg despre ce vorbesc, niciodată spectatorul nu va înțelege despre ce e vorba. Și atunci îl pierzi. Adoarme, se plictisește sau pleacă. Pentru că sunt niște vorbe spuse pe care pui o anumită muzică ca să sune frumos. Dar tu nu știi ce susții și ce demonstrezi în lucrul respectiv. Din fericire pentru mine, dincolo de partea filozofică, scena este constituită într-un conflict deschis între mine și Dr. Universalis, ceea ce nu este extrem de complicat pentru un actor. Important este ce susțin și care e conflictul, în ce ne deosebim ca opinie și ca demonstrație. Timpul a fost foarte scurt și pe mine mă interesa care e problema mea în relație cu Dr. Universalis. Și țin minte, la un moment dat am avut o întâlnire cu domnul Moraru, Dumnezeu să-l ierte, și spunea: dragă, n-am timp, pe mine mă interesează bucățica asta mea, nu mai citesc că nu am legătură cu restul, eu trebuie să mă concentrez pe ce fac în bucățica respectivă, lasă partea cu întregul. Sigur că nu e chiar așa, trebuie să știi din ce faci parte, dar când timpul e foarte scurt, pe mine mă interesează demonstrația. De ce Dr. Universalis crede într-un Dumnezeu pe care nu-l cunoaște și eu, fiind tipograf, care sunt un om cu simțul realității, nu mă pot baza pe necunoscut. Pentru mine totul e palpabil. Și de aici începe demonstrația și dezbaterea. Cine e Dumnezeul tău? Arată-mi-l. Ori eu trebuie să înțeleg lucrul ăsta. E ceea ce m-a interesat în timpul foarte scurt pe care l-am avut la dispoziție. Așa cum zice și în scenă, nu e tocmai ușor să împarți catehismul în satele valahe. Pentru că oamenii erau niște sălbatici. Trebuia să ai un curaj deosebit să ajungi până acolo. Pentru că, așa cum spune și piesa, erau spânzurători la tot pasul, oamenii erau omorâți. Și pentru un tipograf, pentru un om care e obișnuit cu tipăritul și nu cu relația fizică imediată, este destul de dificil. De asta și Nona îi face niște oameni destul de fricoși. Ea este cea curajoasă. 3 bărbați în fața ei, nimeni nu are curajul să acționeze și e nevoită tot ea, femeie, să ducă la îndeplinire menirea. Relația cu Cosmin și faptul că el este și regizor și preot a avut o importanță foarte mare prin faptul că, făcând regie,
și o regie, cred eu, de calitate, el a înțeles că e important să lași libertate actorului. Să-i dai tema și să-l lași să muncească. Calitatea lui esențială în tot timpul ăsta este că nu a pus presiune pe noi. Ceea ce mi s-a părut un lucru extraordinar. Și ne-a lăsat ca în ritmul nostru, pentru că noi oricum eram stresați, oricum eram conștienți că se apropie premiera. Și fiecare s-a integrat în timpul lui personal și s-a apropiat de rol. Iar faptul că el a fost tot timpul liniștit, tot timpul calm în relația cu noi, ne-a încurajat, ne-a spus vorbe frumoase, orice cuvânt pe care îl scoteam pe gură pentru el era formidabil, magnific, genial, extraordinar, ne-a dat încredere. Și atunci, aproape că nu l-am simțit, ceea ce este o calitate extraordinară ca regizorul să fie atât de bun încât să nu fie el pionul principal a ceea ce se întâmplă. Să gestioneze lucrurile în așa fel încât cu toții să ne dezvoltăm și să fim liberi în actul de creație. Pentru mine, la cât s-a muncit, cum s-a muncit, ce a ieșit și ce echipă e, cred că ar fi o bucurie să-l joc oriunde. Nu am preferințe. Că plec la Reșița sau că plec la Turda sau că merg la avion sau că merg la Washington, cred că pentru mine este același lucru. Pentru că eu nu pot să trăiesc experiența asta diferit la Reșița și diferit la Washington, să zic. Pentru mine este aceeași experiență umană prin care trec și în care eu cred și e important să o valorific cât mai des posibil. Deci locul nu are importanță pentru mine, ci ritmicitatea reprezentației. Lucrurile s-au legat foarte repede pentru că ne cunoaștem cu toții. Singurul din distribuție pe care nu-l cunoșteam imediat este domnul Andriuță. În restul îi știam pe toți. Titienii mi-a fost profesor, Lumânare am avut o studentă o perioadă, Ioana Abur mi-a fost colegă de generație, domnul Mircea Constantinescu a fost profesor în școală, Alex Beteringer, Rusalina Bona și Tibi Hărșan mi-au fost studenți. Ne știam cu toții. Deci, în ceea ce privește chimia, n-a fost niciun fel de problemă. Pentru noi a fost o bucurie că ne-am revăzut și cu unii cu care nu ne-am revăzut de mult. Chiar am depănat amintiri și cred că e una dintre cheile reușitei acestui spectacol faptul că noi ne știm și că nu e nevoie de vorbe prea multe ca să ne înțelegem.